În sala Festiva a Centrului Eparhial din Timișoara a avut loc astăzi cea de-a treia întâlnire din cadrul conferințelor prepascale, iconologia și iconografia, tezaurul ortodoxiei. Invitatul special al evenimentului a fost cercetătorul Sabina Pârvulescu de la Muzeul de Artă din Timișoara, care a prezentat cei mai cunoscuți iconari, pictori și zugravi bănățeni, precum și icoanele realizate de ei, multe dintre acestea aflându-se astăzi la Muzeul Catedralei Mitropolitane. Conferința Iconar Bănățeni a reunit profesori și studenți teologi, precum și reprezentanții Centrului Eparhial. Invitatul conferinței a adus în discuție aspecte privind stilul post-brâncovenesc, proveniența pictorilor reprezentativi pentru zona Banatului și operele acestora. Am insistat asupra icoanei ca atare sau icoanei de iconostas în principal, pentru că era vorba de pictori de iconari. Nu, dacă începeam să vă povestesc toată povestea arhitecturii bănățene, trebuia să mă întind foarte mult și am preferat să-mi limitez, mă rog, între ghilimele, pentru că foarte greu îmi limitez discursul. Subiectul este prea mare ca să fie concentrat. De-aia am încercat mai mult să vă ofer câte o scurtă poveste despre câțiva dintre pictori. Cuprindem în orizontul acestor conferințe cam toată gama, toată paleta de teme care se pretează la iconologia ortodoxă, la iconologia bisericii noastre. Toate acestea sunt binevenite în cadrul ciclului nostru de conferințe, pentru că, pe de o parte, oferă o informație pretențioasă și prețioasă studenților, iar pe de altă parte celorlalți participanți la aceste evenimente. O nouă conferință, de data aceasta cu titlul Iisus Hristos ca icoană în lumina Sfinților Părinți, va avea loc joi 30 martie și va fi susținută de arhimandritul Melchisedec Ungureanu de la Mănăstirea Lupșa.